Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Infirmiera Gen. Au. Stai că pun eu mâna pe tine. Andy, chiar sunt supărați. Te prindem, să arătăm la ischie. Dacă te prindem, Andy, o să vezi. Da, știi că sunt prietenul tău, nu-i așa? Da, da, cel mai bun. Ciao. Atunci nu o să iei ca pe ceva personal dacă te las în urmă. Trădătorule! Asta ar fi trebuit să fie cea mai tare farsă. Fiecare detaliu era pus la punct. Mă rog, aproape fiecare. Se dă atât de mare fratele ăsta al meu. Priviți, doamnelor! Andy! Ești bine? Ce s-a întâmplat? Au, doare, doare! Uite! Ce-i asta? Cauciuc! Nedezvoltatule, ce ești! Trebuia să vă fi auzit, țipetele erau minunate. A fost așa de înduioșător. A fost atât de drăguț. Acum ați crede că Jen ar trebui să fie supărată pe mine. De obicei fierbe pentru câteva zile după ce-i fac o farsă. Așa că mă gândesc că a pus ceva la cale. Aici erai, frate drag. Asta este doar pentru tine. O, care-i poanta? Nu fi așa paranoic. Încerc să fiu doar o soră bună și să dăruiesc. Fiind Andy Larkin cel mai mare farsăr din lume, știu cum lucrează mintea umană. Întotdeauna să te aștepți să o pățești după ce faci o farsă. Uite-l acolo! V-am spus eu, v-a făcut tântălăi. Nu faceți nimic în legătură cu asta? Normal că facem. O să-i dăm noi tântălăi până nu mai putea. Exact cum știi, ai spus. Hei, Larkin! Poți fugi, dar nu te poți ascunde. E timpul urletelor. Ce se întâmplă cu Larkin? Dar noi, știi, nu l-am atins încă. Mă omoară! Andy, ce este? Ești rănit? Nu e rănit deloc, e doar un mare prefăcut. Opriți-o, agonia! Cum? Cum de poți să fii așa de rea? E din cauza farsei de mai devreme. Am crezut că mai face una repede. N-am vrut să, știi, cum lovești pe cineva în gleznă și zici că nu ai vrut. Haide, Andy, trebuie să verificăm ce ai pățit. Auci! Ah, ușor! Ah! Au! Nu pune mâna acolo, nu! Vă rog, nu mai vreau, e prea mult, stop! Doctore, vă rog, nu vedeți că-l doare? Dar i-am scos doar pantoful, doamnă. Ești aproape că m-a omorât. Poți să-ți miști puțin degetuțele? Au!
Ai mișcat puțin piciorul? Au! Ei, bine, nu e rupt, doamnă. Parcă ar fi rupt. Trebuie să stea în pat foarte mult. Cât o să stea la pat, doctore? Să vedem. La cât de severă este problema? Așa este. Aș spune că ar trebui să stea cam o săptămână. O săptămână? Of, doamne, dacă nu m-ar fi lovit, Jen. Tu ți-ai lovit, fratele? Când eram pe jos. Adică pe pământ? Eu nu pot accepta așa ceva. Știu că Andy câteodată este... Bun de bătut. Nu asta am vrut să spun. Ca pedeapsă vei avea grijă de Andy până când se vindecă. Ce? Eu? Să fiu soră medicală? Soră Jen, ți s-a cam îmbârligat limba, nu-i așa? O, soră Jen, aș vrea niște apă. Soră Jen, poți să-mi aranjezi puțin perna, te rog? Vai, soră Jen, poți să-mi masezi picioarele, te rog? Mamă, tată, asta nu se poate. Tocmai am hotărât. Să știi, Jen, de data asta a agravat situația. Ce mai face maestrul farselor? Pare grav. Te doare? Nici vorbă, colega. Vrei să spui că te-ai prefăcut tot timpul? Și Oscarul îi revine lui Andy Larkin, maestrul farselor. Explică-mi ce se întâmplă, te rog. Simplu, după ce am fost păcălit pentru o farsă pe care ai făcut-o, bineînțeles că trebuie să mai faci încă una. Nu există un capăt pentru nebunia asta? Sigur că există. Farsa 736.034. Nu, cred că glumești. Nu farsa 736.034. N-am fost niciodată mai serios în viața mea. Din vârful patului vreau să umplu beans and burger cu baloane de spumă. Dar e nevoie de multe pregătiri, atâtea de planificat, atâta material. Cum o să faci asta din vârful patului? Cu puțin ajutor din partea unui prieten. Nici vorbă. De obicei sunt de acord cu tot, dar nu cu farsa 736-34. Bine, poate nu cu un prieten, dar cu o soră. Te rog, dezvoltă puțin. Cele mai bune farse sunt acelea în care poți da vina pe altcineva. Acum, iată-mă, lovit și neajutorat în pat. Și am o soră care teoretic trebuia să facă tot ce îi spun eu, mă înțelegi? Așa că... O să-i spun lui Jen să strângă toate materialele. Și așa ea o să fie învinuită pentru farsă, pentru că o să fie foarte mulți martori care o să o vadă cumpărând materialele. Ești un zeu. Andy? Sunt Lori. Pot intra? Dacă trebuie. Ți-am adus temele pentru școală. Te simți bine? Sigur că da. Vă spun eu, nimic nu se compară cu puțină atenție din partea femeii tale. O să fiu cu ajutorul tău. I-am spus domnului Hutchins că o să-ți aduc tema în fiecare zi. În fiecare zi? Până o să te faci bine. După ceea ce ți-a făcut sora ta. Cum spui tu? Mama și tata vor să știe dacă pot să fac ceva pentru tine. Asta o să fie cea mai bună săptămână a vieții mele. E, de fapt, ar fi niște lucruri de făcut. Ar trebui să faci o listă. Ah, livrare specială. Și unde ai pus-o? Nu cred că vrei să mă întrebi asta. Jen, adu-ți aminte. Ah!
e în regulă dacă pleacă până te faci mai bine? E timpul să trec la treabă. Soră Jen, iuhu! Cred că glumești. Trebuie să iau toate astea? Vai, ar fi atât de frumos din partea ta. Dar dacă nu vrei, cred că o să-i chem pe mama și pe tata. Nu! Oh, o să-ți cumpăr mâine porcăriile astea. Dar pentru ce ai nevoie de o pompă? Pentru un proiect științific la școală. Ce-i? Lori s-a oferit să-mi aducă tema în fiecare zi și ar fi frumos dacă mâine am avea un loc drăguț și liniștit unde să învățăm. Poate că în grădină, ca să iau și niște aer curat între timp. A, și niște sucuri ar fi bune. Și flori. Îi plac lui Lori foarte mult florile. Nu e frumoasă viața? Ce drăguț că l-ajuți pe Andy, Lori! Sincer, e plăcerea mea, doamnă Larkin. Îmi pare atât de rău că e lovit. Știu că Andy poate fi destul de enervant uneori. E tare drăguț când e neajutorat. Ca majoritatea bărbaților. Wow, Andy! Ce e cu toate astea? Bună, Lori! Am vrut doar să-ți arăt aprecierea pentru că vii aici și mă ajuți cu temele în fiecare zi. E drăguț din partea ta că-ți petreci timpul alături de mine. Habar n-aveam că ești așa de grijuliu. Așa sunt eu, grijuliul Andy Larkin. Întotdeauna mă gândesc. Vrei niște trufe? Au. Nu vreau să te rănesc. Asta nu se poate întâmpla. Andy a spus că masajul este terapeutic. N-am nicio îndoială. Dacă îmi voi rupe picioarele data viitoare, veți auzi clopotele nunții. Oh, Jen, dar văd că ai mâinile încărcate, nu glumă. Să pun lichid. Și ce mai ai acolo? Detergent, cred. Probabil că ai o grămadă de rufe de spălat. Nu prea cred, domnule Hutkins. Eu doar îl aprovizionez pe fratele meu. Înțeleg. Ce mai face Andy? Nu-mi vine să cred că spun asta, dar îmi cam lipsește la școală. E atâta liniște când el nu e în preajmă. Oricum face destulă gălăgie acasă. Credeți-mă, alerg ca o găină cu capul tăiat încercând să strâng toate astea. Sunt sigur că apreciază. Ești o soră bună ajutându-l să se facă bine. Sora Jen? Pentru un impact total al farsei 736x34 trebuie să umplu Binsen Burger cu corpuri. Mai bine spus, corpurile aparțin copiilor de la școală, mă înțelegi, nu? Și cum o să faci asta? Pregătește-te să fii iluminat! Dacă mai suni odată din chestia aia, o să ți-l bag pe... Jen! Ce pot face pentru tine, dragul meu, frate? Mă gândeam cât de mult îmi lipsesc toți prietenii mei. Care prieteni? Chiar aș vrea să-i văd. Zi odată, Andy, ce vrei să mai fac pentru tine? Mă întrebam dacă ai putea organiza o petrecere de însănătoșirea lui Andy la Beans Burger? Și ce vrei să mai fac? Cu siguranță m-aș simți mai bine după lovitura pe care mi-ai dat-o. Mă înțelegi, surioară? Pe cine vrei să-i invit acum? De ce aș merge la o petrecere de însănătoșire a lui Andy? I-am spus că asta va fi reacția oamenilor, dar aș fi încântată să merg. Andy a fost atât de drăguț în ultimele zile. Nu a făcut nicio farsă. Jen, poate că durerea pe care ai provocat-o a făcut un nou om din Andy. Și acum îl plac. Și îmi place de el. Un om nou ar fi prea frumos ca să fie adevărat. Ea a spus asta, dar o să meargă la Binnen Burger. Ce o să spună când o să fie surprinsă de farsă ca toți ceilalți? Mă tem că nu o pot repeta. Poate că ar trebui să oprești nebunia asta înainte să afle că ești în spatele ei. Voi ce ziceți? Da, sunt de acord.
Acum, farsa 736 cu 34 a mers prea departe. E perfectă! O operă pentru moi, adevăratul artist la fax. Și oricum, Jen va fi învinuită pentru ea. Și dacă o să mă asigur că Lori nu o să fie în Beans and Burger, când spuma o să iasă, o să fie un erou! Implicarea ta este ca o inspirație. Cineva trebuia să o facă. Andy, Lori vine să-ți aducă temele. Sfârșitul perfect al unei zile perfecte. Bine, sper să am putere. Petrecerea începe în 20 de minute, echipamentul e asamblat? Da, e pe acoperiș lângă gura de ventilație. Atunci suntem gata. Ia privește, mi-am exersat mișcarea, sunt aproape refăcut, dar încă mă doare. Pentru petrecere, știi? Ce părere ai? Nemaipomenit, dar te-ai gândit cum o să o scoți pe Lori din Benson Burger înainte să apăs butonul? O să ne sincronizăm ceasurile și înainte ca spuma să pornească, o să rog pe Lori să iasă afară ca să-i pot mulțumi sincer și cu afecțiune pentru ajutorul pe care mi l-a dat săptămâna asta. Mă înțelegi, frățioare? Ești cel mai tare! Și acum toată lumea, ești tare, Andy! Nu știam că ai atâția prieteni. Nimic nu se compară cu mâncarea gratuită atunci când vrei să strângi oamenii. Din cauza asta am venit și eu. E timpul. Ei, poate nu neapărat singurul motiv. Ei, iată-l și pe băiatul rănit. Ești mulțumit să-ți vezi toți prietenii tăi? Da, Jen, și nu știu cum să-ți mulțumesc. În ciuda faptului că m-ai lovit, ești o soră foarte, foarte bună, să știi. Există oare vreo șansă ca tu să te refaci în curând? Aproape, ca să zic. Lori, mă întrebam, vreau să-ți spun ceva și e cam mult zgomot aici. Putem ieși puțin afară, să avem puțină liniște și... Sigur! Uite, lasă-mă să te ajut. Cum e? Perfect! Pompa dă drumul la amestecul de apă cu săpun din cuva A în cuva B, ca să interacționeze cu clorul și cu gheața, care vor crea spuma pe care o voi vărsa în gura de ventilație. Am pornit! Lori, vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să trec de săptămâna asta dificilă. Ți-am simțit durerea. Cel puțin unul dintre noi a simțit-o. Mulțumesc, ție a fost suportabilă. Apreciez foarte mult. Mi-a plăcut să-mi petrec timpul cu tine. Când nu faci farsele alea aiurea, ești chiar drăguț. Numai chiar? Ei bine, foarte drăguț. Frate, asta e, sunt pe cale să o sărut pe Lori. Sper să nu mă umfle râsul. Nu era momentul, dar nota, vă rog. Arată bine. Tu ai făcut asta? Moi? Dar cum? Am stat în pat toată săptămâna. Cum aș fi putut eu să creez o mașină de spălat din Beans and Burger? De fapt, am văzut-o pe Jen cumpărând materialele necesare pentru o farsă ca asta. Moi? Adică eu? Probabil că glumești. N-am făcut asta. Vă jur, nu. Jos cu familia Larkin. Bună venire, Larkin. Nu pot să cred că iar a făcut-o. Doamne, ești atât de rea. Jen, chiar trebuie să-ți pedepsești fratele așa? Bietul băiat, te-a durut? Nu așa de... Ia stai puțin. E bandajată cealaltă gleznă. Glezna dreaptă era cea rănită. Sunt sigur că te înșele, adică vreau să... Eu sunt sigură că nu. Doar știu bine după ce ți-am masat-o toată săptămâna. Glezna dreaptă. Glezna stângă. Poate data viitoare o să mă lovesc cu adevărat ca să nu mai uit. Nici măcar nu ai avut glezna rănită. M-ai convins să particip la această farsă. M-a durut, pe bune. Încă n-ai simțit nimic. Prindeți-l, puneți mâna pe
Auci! Au! Au! Nu, nu! Cred că asta se întâmplă... Nu, nu, asta se întâmpla când ați venit. Da, nu e uimitor cum se schimbă roata norocului? Un minut mai devreme era cât pe ce s-o sănăt pe fata visurilor, iar acum... Andy, sunt foarte supărat. Da, auci, auci. Da, și auci, o să mă supăr dacă tu o să mă lași. Auci, o să mă lași singur, au. Am plecat. Ah, trădătorule.